Pe simezele galeriei, adăpostite de Centrul Cultural Pitești, au fost expuse lucrări de grafică, pictură și metaloplastie, aparținând scriitorului și artistului Constantin Samoilă. Un numeros public și oameni de artă au ținut să-l omagieze la împlinirea celor 77 de ani, în care artistul a publicat 8 cărți, a pictat și lucrat sute de tablouri. Expoziția cuprinde 77 de tablouri reprezentând vârsta autorului și fac parte din diferite etape de creație. Numeroasele tablouri ale artistului fac astăzi parte din diferite colecții particulare sau au fost donate unor instituții de cultură din județ. Expoziția cuprinde atât lucrări de metaloplastie, icoane pe sticlă, grafică, ceramică și, foarte interesant, avem aici niște lucrări mai deosebite, executate din tigve, tâlvi și alte elemente date de Dumnezeu, date de natură, decorate într-un anumit fel. Aceste lucrări au făcut deliciu celor care au asistat aseară la inaugurarea acestei expoziții la vernisaj. Totodată am și o serie de portrete și mai ales autoportrete începând de la diversele vârste, începând de la 18 ani până la 77. Ceva foarte interesant, că un portret la 18 ani poate fi cumva asemuit cu alt portret imaginar la 100 de ani, care îl avem aici undeva și, bineînțeles, că mai devreme, probabil că l-ați și prins în imagine. Vreau să spun că lucrările de metaloplastie care le am aici sunt numai o parte. Lucrările mele totale au făcut deliciu a 44 de exemplare, 44 de lucrări, care cu cea mai mare dragoste le-am donat Comunei Domnești, Muzeului, secției muzeistice a Bibliotecii Domnești și mă mândresc cu această locație. De asemenea, icoanele pe sticlă, un număr de 40, le-am donat comunei mele natale, comunei Corbi, mai exact unei biserici din centru de la 1820, devenită muzeu. Un om total scriitor, artist plastic, cântăreț, Constantin Samoilă rămâne un punct de reper în viața culturală a Mușcelului și Argeșului.